mădusei la primărie să declar căsătorie. Celebrele versuri ale unei melodii în mare vogă prin anii 80, reprezentative pentru realitatea acelor vremuri, nu mai redau cu aceeași acuratețe și realitatea acestor vremuri. În zilele noastre, multe cupluri care vor să se căsătorească se programează la starea civilă online. Avem posibilitatea programării online pentru căsătorii, da? Fiecare poate să-și aleagă ce oră dorește. Este mult mai ușor. Este mult mai ușor pentru ei că și-au informațiile directe acolo și aleg ora, știu cu ce trebuie să vină, da? Au câteodată au și taxele plătite și declarația de căsătorie completată, doar vin cu actele necesare, noi îi confruntăm cu datele cu ce au scris în actele lor, semnează în fața noastră, plătesc, se poate plăti și online, da? Deci vin absolut, se scurtează foarte mult din timpul pe care ei îl petrec la ghișeu pentru a depune actele. Iar programările în această perioadă curg pe bandă rulantă. Sezonul nunților este în toi. Zilele de sâmbătă este program aglomerat, este prelungit programul până la ora 4 pentru a veni în sprijinul lor, să-i susținem pentru programul acesta și, în general, sunt în jur de 30-40 de căsătorii săptămânal, până în 30 de căsătorii facem în fiecare sâmbătă, doar sâmbătă, că mai sunt și în cursul săptămânii. Da? De exemplu, astăzi sunt 7 căsătorii, 8. Da? Ieri am avut la fel, deci căsătorește lumea și în timpul săptămânii. Și duminica, cine vrea. De la începutul anului și până în prezent, aproximativ 1000 de cupluri din Ploiești au spus da în fața ofițerului de stare civilă. Azi e ziua cea mare. Aveți emoții? Da. Da. Deja puțin. Da. Până acum nu, acum da. Da? Da. Ce v-a determinat să faceți pas? Dragoste mare. Iubirea. Ce vârstă aveți? 21. 26. Părinții, rudele ce spun? Părinții sunt foarte bucuroși pentru noi. Și părinții tăi? Fericiți. Fericiți. Rudele fericite, toți sunt fericiți. Toți au așteptat. Mâine, alte 23 de perechi sunt programate pentru a-și uni destinele. Taxa de oficiere a căsătoriei la starea civilă din Ploiești în timpul orelor de program în zilele de sâmbătă este de 51 de lei. Duminica sau de sărbătorile legale, taxa este de 152 de lei. Cuplurile care se căsătoresc în timpul săptămânii sunt scutite de această taxă.